Astra urma să întâlnească astăzi în Cupa Ligii pe FC Voluntari, într-o partidă disputată pe stadionul Dinamo, contând pentru optimile de finală ale Cupei Ligii. Partida este o reeditare a întâlnirii din etapa 7-a de campionat, când giurgiuvenii au învins în deplasare cu 2-1, într-o partidă în care Denis Alibek a marcat cel mai rapid gol al actualei ediții de campionat. Înaintea acestei partide, FC Voluntari acumulase cele mai puține puncte dintre toate echipele din Liga 1, doar 4, dar spera să dea lovitura în Cupa Ligii în partida cu Astra. Înaintea întâlnirii cu Astra, ilfovenii au prezentat ultimele 5 achiziții. Mihai Costea a semnat cu nou promovata și revine în fotbal după 2 ani de pauză. Pe lângă Costea, la Voluntari a mai ajuns Marius Briceag, împrumutat de la CSU Craiova, atacantul olandez John Gosens, camerunezul de 20 de ani Cedric Ciutu, împrumutat de la AS Roma Primavera, și Elton de la Silva, de la Pandurii. În același timp, ilfovenii au renunțat la Tiberiu Bălan. Iată rezultatele înregistrate în partidele disputate ieri în optimile de finale ale Cupei Ligii și programul meciurilor de astăzi. Concordia Chiajna, FC Botoșan 3-0, ACS Polit Timișoara, Petrolul Ploiești 1-0, CSMS Iași, CFR Cluj 0-1. Pentru astăzi erau planificate partidele FC Voluntari Astra de la ora 16:30, FC Viitorul CS Universitatea Craiova de la ora 19 și Pandurii Târgu Jiu Dinamo de la ora 21:45. Reamintim că la tragerea la sorți, Steaua și ASEA Târgu Mureș nu au intrat în urne, fiind calificate direct în sferturi. Câștigătoarea ediției 2015-2016 a Cupei Ligii a deplas la fotbal va fi recompensată cu 400.000 de euro, un premiu mai mare decât cel din sezonul trecut. Anul trecut, în ediția 3-a Cupei Ligii 2014-2015, Astra Giurgiu s-a oprit în semifinale, după 2-0 acasă cu Steaua și 0-3 în deplasare. Câștigătoarea trofeului de anul trecut a fost Steaua, care s-a impus cu 3-0 în fața Pandurilor de la Târgu Jiu. Câștigătoarea nu a avut loc asigurat în Europa League, dar a câștigat un premiu în valoare de 265.000 de euro.